statul cu toate instituțiile ei, lui, toate instituțiile publice, sunt într-o stare de degradare profundă, din lipsa competenței, din lipsa profesioniștilor, din lipsa respectului pentru etică, pentru regulile de comportament instituțional, nu comportament uman, nu în sensul că știi cum să ții frumos furculița și cuțitul, nu despre comportamentul de politețe e vorba, ci de comportamentul public. Și pentru ca acest lucru să se îndeplinească, ai nevoie întâi și întâi ca societatea în întregul ei și mai ales vârfurile societății, adică oamenii care dețin puterea, să ia în serios propriile legi, propria Constituție și propriile instituții. Ori acest lucru nu se întâmplă. Știți mai bine ca mine că de 20 de ani se vorbește despre Constituția din 1991 ca despre o Constituție care nu e bună. Eu sunt de acord că e imperfectă, dar acesta nu e un motiv să nu fie respectată. Și noi stăm și ne uităm și ni se pare mereu că e altcineva care trebuie să le facă pe toate. Mai mult decât atât, avem, cum să spun, lipsa de curaj și de fair play să pretindem ca tinerii să se întoarcă înapoi de unde merg, în Spania, Italia, că în general sunt cam tineri cei care se duc pentru o vreme, fie să studieze, fie să lucreze. Am spus mai devreme că ei se ridică la câteva milioane. Le cerem să vină înapoi, dar știm foarte bine că n-au la ce. Și știm foarte bine că acești câțiva milioane de oameni asigură restului familiilor lor o sumă de bani pe care familiile altfel n-ar avea-o. Nu numai că știm că ei fac asta, dar îi și luăm în râs. De câte ori publicăm un articol sau vorbim despre ei, le găsim porecle, îi facem în tot felul. Aici am aflat chiar cu plăcere că unul din reprezentanții noștri români care lucrează în afară e prezent astăzi la lansare. Gândiți-vă puțin, așa facem cu toate lucrurile bune din țară. Sunt 1 milion de oameni care lucrează în Spania, 1 milion în Italia, avem sute de mii de români în SUA, avem și în Israel, avem și în Canada, avem și în Franța. Și îi disprețuim, vorbim despre ei urât sau îi ignorăm, uitând că de fapt miliarde de euro la buget vin de la ei direct la familie. Principele Radu a prezentat astăzi o carte cu un titlu dramatic, Provizoratul României sau mai exact spus Provizoratul istoric al României. Este un lucru care ar putea dezarma sau deruta, mai ales dacă îl opunem sintagme devenite celebre, fascinanta și eterna Românie. Și cu toate acestea, nimic mai adevărat decât acest titlu. Vedem cât de atomizată este societatea românească. Vedem cât de greu funcționează instituțiile. Vedem că și în momentul în care funcționează, acestora li se pun tălpi. Vedem cum funcționează instituția cea mai de jos, care este instituția cetățeanului. Câți cetățeni se gândesc la drepturi? Cei mai mulți se gândesc doar la obligații. Cât cer transparență din partea consiliilor locale, din partea administrațiilor financiare, din partea justiției? De asemenea, cum funcționează instituțiile și separația lor în stat? Mă refer la instituția executivă relativ la instituția justiției. Vedem zilele acestea că ba se iau pensiile unei categorii sociale, ba nu se iau. Vedem că ba se afirmă astăzi un lucru, mâine ba se infirmă. Toate acestea creează o stare de confuzie, o stare în care românii nu mai rămâne speranță, o stare în care nu poți vedea ziua de mâine. Principele Radu atinge o problemă extrem de gravă și aș spune că pune degetul pe rană. Am văzut din întâmplare, am stabilit o întâlnire, apoi am discutat cu cine și despre ce, dar mai ales unde. Pe scurt, cu doi artiști fotografi, desigur despre fotografie, iar locul? Locul a fost o cafenea din centrul orașului, unde am putut admira ultimele fotografii prezentate publicului de grupul Atelier 3, afiliat al Fotoclub Arad.
Atelier 3 a început să funcționeze din timpul festivalului de teatru Underground, iar după câteva workshop-uri, în prezent este la momentul expoziției experimentale de iarnă a artiștilor Liliana Boch și Doru Wilhelm Gomboș. Sunt fotografii făcute, multe dintre ele, în vacanțe. E multă fotografie făcută în vacanțele în Austria, la ski. Da, făceam și pauze ca să admirăm peisajele. Și fotografii făcute în zona, pe Valea Mureșului, în câteva excursii locale pe care le-am făcut cu câțiva colegi. Unde am descoperit cu mare, mare, mare plăcere faptul că avem niște peisaje extraordinare și că e mare, mare păcat că nu sunt prezentate și că oamenii nu știu despre ele. În fotografiile pe care le vedem astăzi aici încerc să redau o lume tare frumoasă. În general, prin fotografie încerc să redau frumusețea în toate formele ei. Îmi place să fotografiez oameni, să fotografiez, să transmit sentimente, să transmit emoții, niște lucruri pe care le simt în momentul în care sunt în anumite locuri. De aceea îmi place, cum spuneam, să fotografiez oameni acolo unde ei se găsesc în mediul lor natural. Oameni pe stradă, oameni jucând, copii jucându-se sau oameni în peisaje foarte, foarte frumoase. Chiar dacă fotografiile de aici sunt poate o excepție, pentru că sunt doar peisaje. A pornit în urmă cu vreo 12 ani, când încercam să păstrez cât mai mult momente din viața fetițelor mele. Și câțiva ani le-am fotografiat în special pe ele, în diverse momente. După aceea am constatat că am descoperit fotografia într-o altă variantă, am început și să studiez, am început să fac cursuri și am ajuns la ceea ce se vede aici. Îmi place foarte mult să povestesc un moment când am început să fac cursuri de fotografie. Am fotografiat pentru prima dată o fereastră de la una dintre clădirile din Arad. O clădire pe lângă care probabil că am trecut de zeci de ori, poate de sute de ori, fără să observ. După ce am văzut-o fotografiată, am început să studiez clădirile din Arad cu totul și cu totul alt. Cu alți ochi, în sensul că acum merg pe stradă și mă uit la fiecare clădire și descoper niște lucruri incredibile, chiar dacă încă nu am învățat să fotografiez clădirile. Culorile predominante, de obicei culorile naturale, dar în fotografiile experimentale, roșu, albastru și galben, culorile RGB-ul sunt foarte predomină. Un spațiu mai viu, într-adevăr, scoatem, mulți zic că fotografia se pierde într-un spațiu mai viu, cum ar fi cafeneaua, acum dau și nume, da. Într-adevăr arată bine și în spațiu de la sala Clio expoziție, dar mi se pare un spațiu rece, un spațiile albe, cam ciudate. Ca și copii, nu ne interesau cărțile pentru valoarea textului sau ne interesau cărțile pentru fotografii. Acel interes pentru fotografie ar trebui să rămână, pentru imagine, de fapt, nu neapărat pentru fotografie, ar trebui să îl mai avem și acum, cât suntem mari. Dacă vrem să fiind critici de fotografie sau de pictură. Dacă vrem să facem fotografie de calitate, trebuie să avem niște șabloane sau matrițe, idoli, nu idoli, o informație vizuală foarte calitativă, asta vreau să zic. Am făcut două ieșiri cu colega mea Liliana Boch din Fotoclub Arad și cu Madalin Marienuț. Înainte de sărbători am făcut o ieșire pe traseul raliului din Arad și am avut câteva fotografii bune. Am și prins o zi foarte frumoasă, dar multe din ele eu le-am mai prelucrat, nu le-am lăsat naturale, le-am trecut în fractal, un pic de pictură între ghilimele. Și
Mai am câteva lucrări mai vechi, un pic retușate, cu clădiri din Arad și cam atât. Fotografiile, ultimele fotografii expuse sunt făcute în seara de Revelion, de pe podul Decebal. E o zonă foarte... Se văd focurile de artificii foarte bine. Am mai făcut-o anul trecut, ne-a ieșit mult mai bine. Anul ăsta mai... ni s-au alăturat mai mulți fotografi și e un workshop foarte interesant, workshop-ul Revelionului. Expoziții nu mai, nici expoziții nu cred, până după următoarea ieșire nu, poate dacă ne mai tună ceva prin minte în partea de experimental, poate, dar alea surprize.